Bună ziua tuturor! Ne bucurăm foarte mult că astăzi suntem practic în curtea primului muzeu memorial din România, Bojdeuca lui Creangă din Țicău, și avem vești foarte bune pentru toți iubitorii de Ion Creangă, pentru toți românii. Practic, după 30 de ani, astăzi intrăm într-un proces de reabilitare a Bojdeucii, de restaurare a Bojdeucii și de reabilitare a muzeului, și ne bucurăm foarte mult că facem acest lucru pentru Ieșeni și pentru toți românii. Cu fonduri europene, cu sprijinul colegilor din Consiliul Județean și evident a colegilor de la Muzeul Literaturii Române din Iași, practic în perioada următoare aici vor fi investiți numai puțin de 2,6 milioane de lei, bani din fonduri europene, din proiectul Călător pe Meridiane Culturale, și vom reuși să schimbăm sau să înfrumusețăm poveștile pe care colegii noștri, ghizii de la Muzeul Literaturii Române din Iași, le vor spune tuturor celor care vor ajunge să viziteze Bojdeuca lui Ion Creangă din Țicău. Vreau să mulțumesc întregii echipe de la MLR și din Consiliul Județean că au făcut posibil acest lucru. Să-i urez succes constructorului Iașicon și sunt convins că în perioada următoare, așa cum a reabilitat și restaurat multe monumente din județul nostru, va da din nou strălucire Bojdeucii lui Ion Creangă din Iași. Vreau să mulțumesc de asemenea colegilor din cadrul Consiliului Județean, astăzi prezenți prin președintele Comisiei de Cultură, domnul Radu Ursanu, pentru sprijinul la toate proiectele pe care le are Consiliul Județean, și sunt convins că în perioada următoare, după ce vom trece de această pandemie, ieșenii, moldovenii, românii vor prinde din nou gust și dorință de a descoperi poveștile lui Ion Creangă și nu numai. Dacă în 2019 au trecut pragul Bojdeucii peste 50.000 de vizitatori, copii, studenți, elevi, părinți, bunici, sunt convins că după acest amplu proces de reabilitare și restaurare, după ce o să reușim să promovăm mai bine noi, Consiliul Județean, toate aceste bijuterii culturale pe care le avem, poveștile colegilor noștri ghizi vor ajunge în inimile și în sufletele multora dintre noi. Vă doresc mult succes, mulțumindu-vă încă o dată, și sunt convins în continuare că vom reuși să dăm strălucire obiectivelor culturale pe care le avem. Doamna director, dacă vreți să spuneți câteva cuvinte, vă rog. Câteva cuvinte de mulțumire pentru echipele care ne ajută să fie implementate aceste proiecte extraordinar de importante pentru Iași. Câteva cuvinte de mulțumire echipelor din cadrul Consiliului Județean Iași și din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, care ni se alătură de fiecare dată. Ca și în cazul casei muzeelor și în cazul Muzeului Vasile Păgor, este o provocare imensă, pentru că ieșenii și nu numai ieșenii au nevoie ca aceste locuri să capete o și mai mare aură, un loc de întâlnire pentru toți cei care iubesc cultura. Încă o dată vă mulțumim mult, încercăm să facem totul să fie foarte bine, să crească numărul vizitatorilor, pentru că ne vom implica cu totul ca aceste expoziții să fie într-adevăr o punere în valoare a patrimoniului cultural al Iașului. Vă mulțumim mult! Mulțumim mult, doamna Buzia! Am să rog pe domnul președinte Ursanu. Bună ziua! În anul acesta, Consiliul Județean a acordat o foarte mare importanță obiectivelor culturale. După inaugurarea Casei Muzeilor, uitați, acum suntem aici la inaugurarea, începerea lucrărilor la Bojdeuca Ion Creangă, urmează Miclăușeni, Filarmonică, ce mai urmează? Teatrul Ceafăru. Deci ne calăm și suntem foarte axați pentru dezvoltarea și promovarea culturii tradiționale românești. Mulțumesc mult, domnul președinte. Domnul Beianu, dumneavoastră sunteți cel care va pune în valoare aceste frumuseți. Bună ziua și bine v-am găsit. În general, firmele de construcții sunt cele care pun în operă ideile beneficiarilor, ale proiectanților, ale instituțiilor statului. După Casa Dosoftei și Casa Muzeilor, avem acum posibilitatea de a restaura și a reabilita complexul muzeal de aici, de la Bojdeuca Creangă, și în același timp de restaura Bojdeuca ca atare.
elementele de restaurare sunt foarte bine definite în proiect și sperăm ca în perioada execuției, împreună cu proiectanții, să găsim cele mai bune soluții pentru a reda acest obiectiv copiilor, care sigur vor veni din nou aici și se vor bucura de poveștile și, așa cum spunea domnul președinte, de cuvintele muzeografilor de aici, de la... Cam asta am vrut să vă spun. Vom face tot posibilul ca acest obiectiv să fie predat la timp și să găsim cele mai bune soluții pentru restaurarea ca atare a Orteuce. Mulțumim mult, domnule director, domnule președinte, estimați colegi, mulțumim după încă o dată, zic să procedem să dăm și curs acestui proiect, da? Domnul Beanu? Să cât chiar dumneavoastră. Semnul de răspuns. Așa este. Dar să știți că mă simt confortabil cu semnul dumneavoastră. Mulțumirile noastre se îndreaptă și către domnul Teodorović. Din păcate, domnia sa nu a putut fi prezentă în această zi frumoasă pentru cultura ieșeană și evident către domnul Sinescu, care de asemenea nu este în municipiu. Trebuie să semnez eu acum la dumneavoastră. Doamna Mușchiru? Mulțumim mult dumneavoastră, doamnei Afilipoaie și tuturor colegilor din cele două direcții. Și aș vrea, stimați colegi, dacă sunteți de acord, pentru că toți suntem într-un număr mare, să facem un tur ghidat al Bojdeucii cu ai noștri colegi de la MDR, da? Mulțumindu-vă, domnule director, vă doresc mult succes. Cât aveți preconizat că veți termina? Știu care e termenul din contract. Sperăm să fim în time. Sau mai devreme. Sau mai devreme. Da? Succes mult!